Apropo de scrisoare, Alina, vreau să te întreb de când noi mi-ai primit o scrisoare? Scrisoare nu am mai primit, probabil din copilărie, dar mai mult primesc e-mail. Să știi că acum 101 ani în urmă, oamenii încă nu prea auzise de e-mail, surprinzător, dar eu am reușit să intru în posesia unei scrisoare extraordinare. Un document unic de altfel care consfințește o decizie dorită de întregul neam. Și am să te rog să-mi permiți să-ți mânție scrisoarea și să ne spui tuturor ce găsești acolo. Să vedem ce avem în această scrisoare pentru România Mare. O scrisoare de acum 100 de ani. O scrisoare, de fapt, cu un mesaj de acum 100 de ani, să mă ajut, să te rog, Alexandru. Să dăm citire. În puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, Basarabia se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururea și totdeauna. Semnat Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării. Scrisoare care a reușit să ajungă la regele României și la Consiliul de Coroană și care a fost o mare fericire, după cum spunea și istoricul Nicolae Iorga. Cert este că această scrisoare pentru România Mare este despre trecutul nostru comun și, cu atât mai mult și cel mai important, despre credința într-un viitor comun. Și chiar dacă o conjunctură a istoriei împarte inimile în două, eu sunt convinsă că și jumătățile nu își vor găsi liniștea până când nu se regăsesc. Noi, tinerii, de fiecare dată am încercat să învățăm de la cei care au făcut ceea ce facem noi acum 100 de ani sau acum 30 de ani. Cert este că de la înaintașii noștri am învățat să facem cam tot ce până acum, de la marșuri pentru Basarabia până la demersuri către autorități și în a duce mesajul Basarabiei România mai departe. Iar de la cei care vor deschide această seară, cu siguranță ei au învățat sau ar trebui să învețe tot cei care încearcă să facă umor în România anului 2019. Dar hai să-i lăsăm pe ei să ne arate de ce trebuie să învețe de la ei și să-i întâlnim pe aplauze pe grupul VOR!